Bună ziua, sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă invit să urmăriți emisiunea Bursa de Sănătate. Vom vorbi azi despre durere și despre felul cum putem controla durerile mari. Statisticile sunt clare și alarmante. Durerea lombară, de exemplu, este a doua cauză de prezentare la medicul de familie, ea afectând aproximativ 80% din populația României. Invitatul meu de astăzi este singurul specialist în terapia durerii din România, dr. Ovidiu Palea, medic anestezie și terapie intensivă. Bună ziua și bine ați venit, domnule doctor. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Domnule doctor, ar trebui să definim durerea. Durerea este un simptom, este o boală, este un sindrom? Ce este? Întâi o mică lămurire. Sunt printre puține care fac terapia durerii minim-invazivă. Terapia durerii ca și specialitate sunt destul de mulți specialiști în tratamentul, ca să spun, medicamentos al problemei, dar de punct de vedere al procedurilor minim-invazive, minim-operații, pot să zic că, într-adevăr, este o comunitate foarte mică în România. Legat de întrebarea ce durere, simptom sau boală, e o întrebare foarte bună și din ce în ce mai mult tendința este a accepta durerea ca o boală, deci nu ca un simptom. De ce? Pentru că la același stimul poți să acuzi durerea sau poți să nu acuzi și durerea este o boală prin prisma faptului că este o componentă complexă care ține de foarte mulți factori. Dar durerea acută, domnule doctor, poate fi totuși un simptom? Durerea acută este un simptom și este corect. Probabil că durerea cronică se îndreaptă tot mai mult către a o pricepe ca o boală, pentru că este un complex de factori care trebuie integrat și trebuie pus în întreaga imaginea pacientului. Când vom vorbi despre durerea cronică în această emisiune, vă propun, pentru că probabil că ea chinuiește foarte mulți români și vreau să vă întreb, când apare durerea cronică? Adică, pe câte zile putem vorbi de durere cronică? Pe câte zile de durere, indiferent de localizare? În general, dacă caracterul durerii este consecvent și constant cel puțin 3 luni de zile, vorbim de durere cronică. Dacă durerea se schimbă în acest interval ca locație și ca structură, nu mai poți să o cataloghezi ca atare. Dar o durere care te macină și te toacă timp de 3 luni de zile și mai mult și îți afectează calitatea vieții și te vii preocupat de ea, într-adevăr devine o durere cronică. Dar majoritatea sunt oamenii tineri, adulți activi, cei afectați? Este o populație care este în continuă schimbare, mai ales în România. În general, durerea cronică este o preocupare majoră în mare parte a țărilor civilizate. Nu este o boală pe care o întâlnești ca preocupare, cel puțin din partea specialiștilor în țările sărace, pentru că de multe ori acolo nu e alternativa de a trăi fără durere. Dar parte din avantajul de a fi o țară civilizată vine cu un cost asupra stilului nostru de viață. Faptul că stăm mult la birou, mult la volan, mâncăm defectuos de multe ori și toate aceste lucruri practic te schimbă ca și corp, ca și expunere. Este una la o vârstă 40 de ani să fii activ, cum au fost bunicii noștri și strămoșii noștri, și alte să stai toată ziua la birou să vezi pacienți, de exemplu. Sunt niște consecințe asupra corpului pe care trebuie să ți le asumi și de multe ori tinerii văd foarte mulți pacienți la 20 de ani care au o patologie extrem de degenerată, total surprinzătoare pentru cineva care este în floarea vârstei. Și repet, sunt toate aceste stiluri de viață. Foarte mulți care sunt toată ziua la computer, toată ziua la birou, nu fac deloc activitate fizică și de multe ori când vor să facă, o fac greșit și atunci accesele se resimt imediat. Mi-ați spus că în țările sărace durerea este ignorată de... Nu este ignorată, e o problemă de priorități și când ai priorități primare nerezolvate, durerea pică pe planul X. În România, cum stau lucrurile, pe care plan este situată durerea cronică? Cred că devenim o țară dezvoltată, adică lumea este preocupată de calitatea vieții, își dorește mai mult, își dorește să fie activ la vârstă mult mai avansată decât ne-am așteptat și atunci apar problemele pentru că de multe ori se apucă târziu de anumite activități și pierd timpul și deja degenerele avansează. Haideți să luăm diverse, să trecem în revistă măcar diverse paliere ale durerii și cred că cea mai frecventă este durerea de cap. Durerea de cap, dacă durează mai mult de 3 luni, înțeleg că vorbim deja de o durere cronică. Cap e o durere cronică, dar ea nu este o durere continuă, pentru că durerea de cap este în general episodică. Dacă ai o durere neînteruptă, neschimbată, un interval lung de timp, e o problemă majoră, adică trebuie să cauzi niște factori organici real care îți creează problemele astea. În general, până, să zic, acum 10 ani de zile, numărul 1 ca și vizita la doctor a fost durerea de cap. În ultimii ani, durerea de spate depășește ca incidență durerea de cap fiind pe locul 2 oarecum foarte aproape de durerea de spate, dar durerea de cap este și o consecință a stilului de viață în mare parte. Adică, din 100 de pacienți cu durere de cap, foarte puțini au o patologie de speriat, gen tumoră sau anevrism sau alte probleme. În mare parte... Deci primul lucru ar trebui să meargă la doctor, să vadă dacă este o cauză. Totdeauna este în orice ghid, orice simptomă, trebuie să mergi la medicul de familie. Adică ar fi bine să nu practicăm medicina după capul nostru, ceea ce se întâmplă foarte des în România. Nici măcar cu antiinflamatoare și analgezice. Exact. Adică nici măcar există foarte multă inițiativă din partea pacienților în a-și face singur RMN, radiografii, investigații. Nu este în regulă, pentru că trebuie să respecti niște ghiduri și indicații și investigații inutile, necorelate cu simptomele tale, atrag de multe ori decizii foarte incorecte și în principiu un medic de familie responsabil și avem așa ceva, poate să decide, bun, e o problemă minoră, putem lua un antiinflamator banal, dar care pare banal la un pacient, dar la altul poate fi dezastruos. Deci de asta luatul de medicamente de capul tău nu este o soluție bună. Din cauza toxicității medicamentelor? Din cauza efectelor secundare, care sunt reale, adică nimic din ce facem noi nu este 100% pozitiv și bun. Toate efectele secundare trebuie totdeauna efectele pozitive să fie cu mult peste cele negative și trebuie să nu ai contraindicații, ori antiinflamatoare care sunt de departe cele mai abuzate medicamente la nivel mondial, vorbind de industrie de miliarde de euro în clipa de față, sunt enorm de mult abuzate și de multe ori cu consecințe foarte serioase. Mai ales când durerea nu cedează și atunci abuzul... Mai ales când cedează și automat, frecvent văd pacienți care asociază 2-3 antiinflamatoare, ceea ce este absolut bomba atomică, pentru că nu ai efectul unuia, nu ai 1 + 1 + 1, ai de fapt 1 ori 10, pentru că ele își cresc riscul unul pe altul și ai efecte și mai mari secundare. Dar se poate întâmpla și acest lucru sub supraveghere medicală? Mult mai puțin probabil, pentru că în general la toți ne e teamă de gastrite, de sângerări, când vorbim de antiinflamatoare și devenim conștienți și prima întrebare este ce efecte secundare ai, dacă ai vreodată gastrită sau ulcer. Și deja avem clase de medicamente care nu sunt la fel de rele pentru stomac. Poate nu sunt la fel de puternice ca și alte antiinflamatoare, dar cel puțin nu-ți cauzează sângerări gastrice și alte complicații. Dar de obicei antiinflamatorile produc aceste lucruri, da. Și se știe și trebuie luat în considerare. Au efecte secundare asupra tensiunii, asupra rinichilor, sângerări din punct de vedere al colonilor se pot întâmpla. Deci nu este o medicație benignă și nici pe departe nu trebuie ignorată. Adică trebuie neapărat consultată, pentru că pentru asta sunt medici de familie. Atenție la abuzul de antiinflamatoare și analgezice, pentru că analgezice sunt... în general, repet, este o industrie foarte mare, apar tot timpul medicamente noi care devin la modă. Nu înseamnă că dacă sunt noi sunt mai bune decât cele vechi, sunt mult mai mult marketate și în general ne place să luăm ce este nou și la modă, nu numai în medicină, dar și în viață. Și abuzul de antiinflamatoare este o problemă într-adevăr serioasă. Să ne întoarcem la durere, domnule doctor, și am citit, nu știu dacă este adevărat, dumneavoastră să-mi spuneți, dacă durerea este resimțită altfel de fiecare individ în parte. O durere de intensitate medie pentru mine, de exemplu, poate fi foarte intensă pentru dumneavoastră. Sau asta este parte din motivul pentru care durerea este tot mai mult văzută ca o boală și nu ca un simptom, pentru că dacă ar fi un simptom, ar putea fi ușor de cuantificat și ar fi, ăsta este nivelul de durere sau pragul durerii. Dar durerea este extrem de subiectivă. Încerc tot timpul să le explic pacienților, pentru că este important pentru pacient să înțeleagă cu ce se confruntă și să vizualizeze. Durerea este exact ca o ceapă. Deci dacă vezi la mijloc miezul cepei, frunzele din jurul ei dau mărimea durerii. Durerea poate să... Noi încercăm să o cuantificăm în note, pentru că notele sunt la fel pentru toți. 7-le meu, 7-le tău și al altuia. Dacă aveți o scară? Avem o scară... Noi nu avem o scară anume, avem o scară numerică și întrebăm pe pacient cât de intensă este durerea ta. În general, cifrele sunt identice între noi. Ce note dăm sunt foarte subiective. Deci eu îmi dau unui stimul 7 sau 8 sau 9 sau 3, dar 7-le meu este 7-le tău și al altuia, pentru că îl cuantificăm la fel. Nota personală a pacientului pe care o dă ține de foarte mulți factori. Și acel 7 e făcut dintr-o ceapă care are puține frunze pe ea sau foarte multe frunze. Și cu cât este mai mare ceapa, nota este mai mare, dar de multe ori poate sâmburul este foarte mic. Ori valoarea notei ține de foarte mulți factori. În general, dacă nu ai o corelare între ceea ce regăsești clinic corect la pacient și notă, trebuie să te gândești la cu totul alți factori implicați în problemă. Dar, domnule doctor, iar vreau să vă întreb, pentru că eu nu știu deloc medicină, și cum e o consultație la un specialist în terapia durerii? Vreau să-mi spuneți, sunteți față în față cu pacientul, facem un exercițiu de imaginație, da, și ce îl întrebați? De când are durerea sau cum s-a instalat, cum o resimte, nu știu, vă întreb, sunt importante detaliile într-o consultație privind controlul durerii? Sunt critice, adică este foarte simplu să sări direct la proceduri bazate pe poze și pe investigații, dar dacă nu ai o realitate a pacientului și a simptomelor, de multe ori faci proceduri inutile care au riscuri și consecințe grave. Eu, în general, petrec cu pacienții cam o oră cu fiecare. Durează cam jumătate de oră partea de colectare de date, în care eu sau un coleg al meu aflăm tot istoricul pacientului, de cât timp are simptome, ce fel de simptome are, în ce poziție îl deranjează, în ce poziție îl ajută, ce a făcut în acest interval, ce medicație a luat, ce tratamente a urmat, ce a mers, ce nu a mers. Sunt extrem de importante nuanțele. Mă doare când stau în picioare, mă doare când merg, mă doare când stau pe spate, mă doare când mă întorc în pat. Pentru că această parte semiologică, ca să zic așa, a medicinei, mai ales când o corelez cu modificările anatomice pe care le vezi, îți dă un impact sau nu. În general, durerea este greu de diagnosticat ca și cauză, mai ales cea axială, cea de coloană, pentru că poate durea într-un anumit punct, pacientul este convins că îl doare nervul cutare, dar în acea zonă pe creier se proiectează foarte multe zone care pot fi active și dureroase, neavând nicio legătură cu ce îi se pare firesc pacientului. Deci dacă nu ai răbdare să colegi un istoric complex, dacă nu ai răbdare să afli de alergii, de alte probleme medicale, pentru că dacă pacientul este diabetic, poate avea dureri din cauza diabetului, dacă pacientul are insuficiență renală, alte probleme. Deci trebuie să integrezi pacientul, nu durerea ca unică boală sau simptom, ci în toată imaginea pacientului. Deci această conversație durează undeva la jumătate de oră, numai ca să strângi datele pacientului cu medicamentele care le are. Dacă e anticoagulante, poate nu e bine să-l înțepi, să-i faci proceduri, pentru că poate sângera, poate trebuie o tranziție la un anticoagulant pe altceva. Deci sunt multe detalii care fac o foarte mare diferență. Partea clinică de evaluare a pacientului este foarte importantă pentru că, repet, este o corelare între paraclinic, deci între CT, RMN, analize de sânge sau mai știu ce dosare are pacientul, cu ce anume regăsește la pacient. Pacientul vine cu dosarul medical întotdeauna. Trebuie să vină cu dosarul medical complet. Și oriunde, ca să învețe, să meargă. Nu există cultura să asta, din oamenii. Da, este important că, să vină cu tot ce au. Pentru că sunt episoade care poate le-a făcut, care are unei istorii, care exact, sunt importante și care nu se repetă, este, dar sunt importante pentru un clinician. Există întotdeauna vă faceți un dosar medical și mergeți cu el la doctor, indiferent de doctor. Este bine să aibă acasă un dosar unde să aibă absolut totul. Și chiar dacă tu mergi la reumatolog și vrei să iei atâta, nu, ia-l tot, pentru că în dosarul ăla poate reumatologul are nevoie de un consult endocrinologic, care tu crezi că n-ai nevoie. De ce nu? Pentru că ai o notă de la un endocrinolog care spune, vedeți că. E foarte important, iar pentru oamenii care călătoresc, acest lucru devine și mai important și e bine să-și traducă unele documente medicale. Documente medicale, nu analizele, da, sigur, care sunt, au același simboluri. Germană, de exemplu, și mă uit ca la filme străine, că nu știu germană și ți-e greu, mai ales că anumite limbi latine te poți orienta pe foi, dar în germană chiar nu reușești niciodată să afli ce s-a întâmplat acolo. Dar e bine documentele medicale să le traduce totdeauna. Da, pentru că asta spun, este, da, chiar dacă de obicei investigațiile se refac și așa e corect să le faci, da, de nu, la... Da și nu, depinde. Depinde foarte mult de simptome și de patologie. Dar starea de sănătate și parametrii pot fi alții. Exact. Și la un moment dat poate să fie un semnal de alarmă sau unul de liniștire. De ce nu? Da, și ai nevoie de urmărirea în dinamica unor evaluări. Adică dacă tu ai un RMN făcut acum 2 ani de zile și ai o simptomatologie nouă, dacă mi-l dai în germană, degeaba mi-l dai. Dar poți să vezi, bun, ce s-a întâmplat cu evoluția. Hernia a avansat, nu a avansat, are fractură de cor vertebral și așa mai departe. Deci este important să vii cu un dosar complet și în mod regulat te vin fără. Și mulți pacienți vin de la foarte mare distanță și când ne spui, bun, am dosarul de acasă, rămâi pur și simplu abătut 500 km degeaba. Probabil că trebuie să intre în reflexul și a doctorului, da, să le spună, veniți cu toate actele medicale pe care le aveți, da, și a pacientului și a omului sănătos să-și țină toate investigațiile acasă. Să le ai toate grupate și... Dar odată ce ai strâns istoricul pacientului, practic evaluarea clinică a lui și încercând să vezi ce anume doare și încercând să-i provoci durere prin anumite manevre, îți dai seama ce sursa durerii are, pentru că este foarte dificil să corelezi poza cu pacientul. Este notoriu în clipa de față că imagistica găsește modificări anatomice la toată lumea care stă la birou în clipa de față, indiferent de vârstă. Întrebarea e dacă acea modificare este relevantă sau nu, pentru că în mod frecvent avem pacienți cu hernii pe stânga, dureri pe dreapta. Și nu au avut în viață o criză pe piciorul stâng, dar au hernie foarte mare pe partea stângă. Sau pot să aibă modificări, dar să nu aibă durere. Asta se poate întâmpla și acest lucru. Și atunci, până acum câțiva ani de zile, un pic mai mulți, vreo 10-15 ani, se operau poze. Vedeam o hernie, hai să o scoatem, că cine știe. Dacă îți creează, dacă. Vorbim de herniile de disc și de durerea care este o patologie foarte frecventă. Spate. Vom ajunge și acolo, dar până acolo, domnule doctor, vreau să parcurg și altă durere, este o durere a bolnavului cronic, copil, adult, bătrân, durerea de cancer. Aici iar sunt o grămadă de discuții. Este o durere care trebuie controlată și asistată la sfârșit. Din păcate, lucrurile scârție foarte tare la noi în ultima perioadă. Dacă acum câțiva ani erau bine reglementate și bine conduse, acum avem bolnavi de cancer care se chinuiesc îngrozitor și aici iar avem discuții și familia își pune probleme referitoare la consumul de morfină. Bolnavul acela nu prea are ce să piardă și viața lui devine totuși mai suportabilă. Există foarte multe prejudecăți legate de narcotice și România excelează în prejudecăți în general medicale. Dar când vine vorba de narcotice, există foarte multe prejudecăți total nejustificate. Vorbim de un pacient în fază terminală, cu dureri mari. Mai ales la ei, dar și la pacienți cu dureri cronică se folosesc des narcotice afară. Dar un pacient care este în stare critică și care probabil că este pe ultima sută a vieții de metri care trebuie să o parcurgă, are nevoie de demnitate. Și are nevoie de o despărțire de lumea asta decentă și cu demnitate, ceea ce rar, adică des se întâmplă să nu o aibă. Nu cu dureri îngrozitoare. Nu cu dureri care îți schimbă și care îți marchează viața. Exact. Narcoticele sunt de primă linie și realistic nu prea există doză maximă de narcotice pe care să o iei, decât prin perspectiva efectelor secundare. Foarte frecvent pacienții vin și spun iau morfină, oxicontin, 100 mg pe zi, 150 mg pe zi. Și te doare, da. De ce nu mărești? Păi mi-e teamă de... Atâta timp când nu am efecte secundare care constau în greață, vomă, constipație, somnolență, nu am niciun motiv să nu măresc doza, nu o fac de capul meu. Deci mă duc la doctorul oncolog, mă duc la doctorul care se ocupă de terapia durerii, discutăm riscuri, avantaje și îmi ajustez medicația încât să nu mă constip, beau multe lichide, dar pot să iau 200 mg pe zi de morfină, 250, cât timp nu am efecte secundare. Deci reticența pacienților și de multe ori a medicilor față de doză este greșită cât timp nu am efecte secundare. Iar ele trebuie să fie luate constant pentru că un pacient în durere nu este activ, este deprimat și pacienții care suferă activ de durere trăiesc mai puțin decât cei care sunt confortabili. Sunt studii foarte evidente pe pacienți terminali de cancer, cei care nu au durerea contractă mult mai repede decât cei care sunt confortabili. De ce? Se pare că o interacție cu sistemul imun. Sistemul imun din cauza durerii suferă și refuză să mai lupte contra cancerului. Este o boală a sistemului imun, cancerul în final. Este o chestiune de bun simț. Exact. Dacă și studiile o confirmă, atunci... Și atunci este păcat și des întâlnesc pacienți care sunt, efectiv, nu doar noaptea de durere, dar nici nu au libertatea și dorința de a își modifica doza. În cazul extreme, când apar efecte secundare de la morfinice, de la produși medicamentoși, atunci putem interveni noi cu diverse proceduri de ajutor. Adică dacă pacientul, într-adevăr, are efecte secundare și este prea somnolent sau are constipație severă sau pur și simplu dozele cresc și nu are niciun fel de rezultat, în funcție de caracterul durerii putem ajuta într-adevăr. Sunt mai multe alternative în clipa de față, de la procedee conservative. Noi avem o terapie efectiv revoluționară, se cheamă Scrambler Therapy, care ajută foarte mult pacienții cu durere neuropată de cauză canceroasă, până la procedee este care... Este o durere teribilă. Teribilă. Este o durere care te seacă pe românește și care nu-ți oferă pic de liniște și care îți acrește momentul cel mai important al vieții, când te pregătești să desparți. Adică trebuie să poți să-ți rupi punțile de lumea asta într-un mod normal în care să poți să-ți ții la revedere de acei dragi fără să fii distrus de o durere care pur și simplu îți dorești să mori a doua zi, deci nu mai pic de dorință să se trăiești. Aceeași durere o regăsim și la pacienții cu probleme neurologice severe. Se întâmplă, da. Aici lucrurile sunt și mai descoperite. În general, o mare parte din problemă cred că este, repet, prejudecata noastră, pentru că și mulți doctori sunt foarte reticenți în a prescrie narcotice. și sunt pacienți cu dureri cronice, neterminale, care nu iau narcotice de teamă că devin dependenți. Există, să știți, această teamă. Chiar dacă ți dă doctorul, această teamă de dependență nu e justificată, că până la urmă durerea îți slăbește inima, te epuizează. Este un cerc vicios și spui foarte bine. Deci durerea automat te deprimă, devine funcțional, stai în pat toată ziua, nu ieși din cameră, deci devine productiv. Nu mai poți munci, nu mai poți munci, devii o povară pentru ceilalți, știi că ești o povară, iar tu, nefuncționând și nemișcând din casă, te vei degena și mai tare. Bun, și spun, nu iau această otravă, să-i spunem otravă, da, narcoticului, pentru că mai bine nu iau, dar stau și stau în pat și mă vai toată ziua. Nu este o soluție, pentru că riscul de dependență există, dar este controlabil, deci chiar se poate controla. Există riscul mare să abuzezi medicația, dar noi suntem departe de a ajunge la abuz în România. Nu ne teamă să luăm. Deci de cum dependență? Deci să spun că această reticență nu este justificată, pentru că sunt pacienți care nu au alternativă. Sunt pacienți operați pe coloană, pacienți cu dureri severe, care nu se mișcă din pat, dar care, dacă ar lua narcotice, controlat și cu măsură, ar putea funcționa în jurul casei foarte bine, fiind de ajutor familie, fără să fie o povară, cel puțin psihică, decât materială în situațiile astea. Din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, ar trebui la nivel național o altă conduită, o altă strategie în abordarea durerii. Probabil că ar trebui o campanie puternică prin care pacienții să fie informați, ca să se schimbe un pic mentalitatea și chiar și vis-a-vis de populația de medici, chiar de familie, care sunt foarte reticenți. Și de ce nu determinate autoritățile să ia niște măsuri? Păi de ce să nu facem? Ar putea fi un subiect pe termen lung și ar putea avea eficiență și mulți oameni ar avea o altă calitate a vieții. Exact. Pentru că acolo ajungem. Pentru asta luptăm toți. Vrem o calitate a vieții în care vrem să fim activi și să nu fim o povară pentru cei din jur, și se poate. Dar trebuie să tragi de mai multe direcții, în orice caz. Înainte de a trece la durerea de spate, vreau să vă întreb dacă la copii abordarea terapeutică diferă față de adult în ceea ce privește durerea cronică. Sunt copii, din nefericire, care au astfel de durere, din diverse cauze. Nu intrăm în... E un subiect mai dificil. Personal, nu mă ocup de durere pediatrică și, în general, eu sunt anestezist ca și formație. Am stat destul de departe de partea pediatrică din motive subiective. Vă impresionează, da. Da, deci suferința copiilor. Am și făcut pregătirea pediatrică într-o perioadă a vieții când s-a născut primul copil. Am văzut foarte multe probleme și m-a pulversat foarte tare și fac anestezie la copii acum, în clipa de față, pentru imagistică, pentru remene, pentru alte probleme, dar încerc să stau deoparte. Iar la copii este o mare problemă, pentru că copiii, în general, nu au această durere cronică, pentru că ei sunt în dezvoltare și mult mai rar o întâlnesc ca și patologie. Nu sunt uzați biologic cum sunt adulții. În general, copiii au foarte mare componentă a durerii acute sau subacute în jurul unui eveniment anume. Dacă intrăm în copiii cu patologie oncologică sau de genul, narcoticele sunt fără ezitare de primă linie. Adică nu poți lăsa un copil să se sufere, nu ai altă alternativă, de multe ori trebuie să o dozezi cu grijă. Și, repet, grija, problema dependenței este ultima problemă pentru copil în clipa de față, pentru că un copil chiar nu poate suferi, pentru că nu poate avea complexitatea unui adult. Deci chiar și pentru copii, narcoticele se dau fără ezitare în străinătate, în problemele oncologice. Există varii metode în clipa de față. Asta mult în străinătate. Știți, ați lucrat mult în străinătate. Deci vorbesc nu din cărți, chiar am văzut și am făcut și se practică cu seriozitate în administrate de narcotice la copii, deci nu este o problemă asta. Dar îl întreb acum pe doctor Ovidiu Palea, care e specialist în anestezie și terapie intensivă și în managementul durerii, dacă ar susține introducerea cannabisului, de exemplu, în diverse tratamente clinice supravegheate. Sigur, da. Sigur, da. Deci nu e... Ce este foarte greu în România, și observ cu consistența asta, încercăm să reinventăm apa. Sau apa caldă. Deci nu trebuie decât să vedem ce se întâmplă afară și să înțelegem că nu suntem diferiți de restul lumii, să avem aceeași carne și oase și dacă ei prescriu cannabis și se practică cannabis medical peste tot și tot mai des în Europa de Vest și în America este acceptată și în Canada, nu mai zic, de ce să-i chinim pe pacienții aici? De ce să nu prescriem cannabis dacă este nevoie pentru durere oncologice, pentru indicații foarte clare? Tratamentul durerii este unul multidisciplinar? 100%. 100% pentru că durerea... Adică trebuie o echipă de doctori ca să înțeleagă lumea. Multidisciplinară. Trebuie o echipă multidisciplinară în orice înseamnă tratament medical. Deci, indiferent că vorbim de orice boală a unui pacient, are nevoie de o echipă de medici în spate. Nu poți fără. poate e puțin spus echipă de medici, o echipă de specialiști, pentru că ai nevoie și de asistente foarte bune și de multe specialități medicale, pentru că nu ți iese altfel. Dacă nu ai o echipă multidisciplinară în tot ce facem noi, nu o să avem rezultate. În durere, în mod deosebit, pentru că terapiile noastre și procedele noastre de multe ori creează ferestre de țin de disciplină diferită, dar vă propun să vorbim despre toate acestea după o scurtă pauză de publicitate. Sigur. Ne-am reîntors în platoul emisiunii Bursa de Sănătate. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi este dr. Ovidiu Palea, specialist în terapia durerii. Am definit durerea, am aflat că durerea cronică este de fapt o boală, nu un simptom așa cum este durerea acută. Acum vă propun să mergem la durerea cea mai frecventă. Din nefericire, 80% din populația României a acuzat măcar o dată dureri de spate și vorbim aici de oameni tineri, oameni activi, oameni care muncesc, oameni care conduc mult sau care stau mult la birou. Chiar am văzut, să știți, un studiu făcut de, nu mai știu, cred că de americani, care spunea că ar trebui să alternăm, să stăm în picioare 10 minute, 10 minute jos când lucrăm la birou. Să ne formăm deprinderea aceasta tocmai ca să nu fim afectați. Poate nu chiar așa, dar în orice caz, măcar cum sunt copiii la școală, 50 minute la birou, 10 minute pauză și nu pauză de fumat, cum se întâmplă des în corporații și peste tot, ci pauză în care fac o anumită gimnastică de birou, dar care are ca scop să mă realinieze și să-mi reașeze postura, pentru că în general statul la birou este foarte vicios. Când te așezi pe scaun, și sunt scaune care poate să coste 1000 de euro sau 20 de euro. Nici nu știu pe care să dai bani în general, presupun că îi ai. Dar poziția pe scaun este critică pentru că ore întregi musculatura este relaxată în general în scaun și automat gravitatea își face efectele secundare. Și zile și ore întregi apăsat pe vertebre și pe articulații creează consecințe. Adică propria noastră greutate ne distruge. Este simpla gravitație care... Eu le explic pacienți tot timpul cât de mult pot pragmatic. Grosul greutății noastre este deasupra pelvisului. Dacă eu am 45 de kilograme care stau ore întregi pe tot ce înseamnă coloană, normal că am consecințe pe termen lung. În mod logic, o chestiune de fizică pură, dar ce ne facem cu modul de viață? Pentru că, de fapt, e stilul nostru de viață. E greu să te schimbi după o viață, pentru că după 35 de ani oamenii se schimbă din ce în ce mai greu. Și atunci durerea de spate, domnule doctor, și aici vorbim deja de oameni operați, care au avut operații de hernie de disc, iar durerea rămâne cam aceeași, dacă nu chiar mai intensă. E o problemă. Oameni măcinați deja de durere, care trec printr-o operație, ce fac? Se operează din nou? Cum își gestionează? Pentru că ei iau antiinflamatoare cu pumnul. Cu pumnul. Deci abuzează. Păi abuzează că nu mai pot de durere. E disperare. De disperare fără niciun rezultat. Problema care este? Coloana a fost operată în mod abuziv, nu în România, la nivel mondial, în ultimii 20-30 de ani. De ce? Pentru că au apărut modificări și pentru că tendința a fost hai să-l îndreptăm. Hai să scoatem hernia asta, hai să dezolvăm stenoza asta. Parcă avem prea mulți chirurgi specializați în coloană, drept să vă spun. Pentru că a fost o patologie majoră. Deci majoră și au operat ortopezi, au operat neurochirurgii, pentru că avem un defect. Pe poză apare ceva ce nu trebuie să fie acolo. S-a constatat, revizuit populații foarte mari de pacienți, cu 10.000, că pacienții operați sunt foarte bine pe termen scurt, dar pe termen nu se schimbă lucrurile. La 5 ani, la 10 ani apar alte probleme mult mai mari. Bineînțeles că întrebarea este bună, devină chirurgia sau stilul de viață. În mod foarte probabil primordial este stilul de viață. Pentru că de multe ori după operație am îndepărtat acel obstacol, dar stilul de viață a rămas același. Kilograme în plus, nu fac mișcare, stau la birou și automat degenerarea continuă. Mai mult decât atât, operațiile îndepărtează un obstacol care este acolo și care deranjează, dar cu un cost. Modifică anatomia și dinamica coloanei în mod irreversibil. Pentru că noi odată tăiat este tăiat, se vindecă, dar nu mai funcționează ca înainte. Și rămâne automat, o cicatrice. Rămâne o cicatrice, de multe ori scot o bucată de disc, tai din corpul, din vertebră, din arcul vertebral, de multe ori ca să fac loc. Se pun și proteză acolo? Se ajunge și la proteze, se ajunge la multe. Se fac instrumentări, se pun șuruburi, se pun bări. Există o gamă foarte largă de procedee pentru coloană care sunt foarte ok dacă sunt corect indicate. Dar până la operație, cei care nu s-au operat, dacă nu e fisurat, dacă nu e rupt discul. Indicațiile de operație sunt mult limitate în clipa de față. Adică și indicațiile de operație nu au nicio legătură cu remeneu. Acest vestit remene care este abuzat, la fel ca antiinflamatoarele. Remeneul este o investigație foarte bună de imagistică atunci când este cazul. Când este indicată. Și în țările pe care le admirăm, ca să faci un remene, durează cam 6 luni de zile, cel puțin, din clipa în care ai simptome. Dacă tu ești cetățean suedez, englez, spaniol, neamț, ca să te asiguri, nu-ți decontează un remene decât la 6 luni de simptome. De ce? Pentru că nu ai o indicație operatorie neapărat și pentru că remeneul de multe ori nu schimbă ceea ce vei face cu pacientul în marea populație de pacienți cu dureri de spate. Normal că ai nevoie de remene de urgență în anumite indicații. Dar dintre 100 pacienți, remene de urgență ai nevoie în 5%, poate cel mult. 99% nu au nevoie de remene, au nevoie de recuperare medicală, de o radiografie simplă și de o acțiune, de un antiinflamator de scurtă durată și cam atâta în primele etape, în funcție de patologie, repet. Dar, în general, toată lumea se repede, face un remene, o să găsească ceva acolo în mod garantat. Dacă ai 40 ceva de ani și ai stat mult la birou, vei găsi ceva pe remene, toți avem modificări. Și care dacă le integrezi sau nu clinic, e o altă discuție și o altă problemă. Dar nu înseamnă că trebuie să ne operăm. Exact. Și atunci s-a constatat la fel de bine că durerile vin și pleacă de multe ori, mă doare 3, 4, 5, 6 luni, după aia dispar și atunci de ce aș opera? Deci dacă durerea mea dispare la un moment dat, de ce să o operez? Indicația... Vorbim de dureri localizate pe o singură zonă sau vorbim deja de dureri extinse? Vorbim de dureri de spate în general. Dureri de spate în general care sunt destul de complexe, pentru că foarte multe dintre ele nu sunt de la coloană. Foarte multe dureri se cheamă miofasciale, sunt de cauză musculară. Deci pur și simplu ai o crampă musculară, o tindere musculară făcută la un efort, la o mișcare, deci nu ai nevoie de remene. Dar tu o percepi, mă doare aici, ce-o fi, hai să fac un remene. Poate să fie durere de spate articulară, poate să fie durere care pleacă pe picior, poate să fie pe o parte sau pe alta. Dar de asta este nevoie să te duci la un doctor. În general, în România, tendința este să fac un remene să fiu sigur. Și din clipa aia ai încălcat orice criteriu de diagnosticare și orice ghid și începi să devii victima deciziei tale. Deci există o durere care se rezolvă cu un antiinflamator, cu fizioterapie și cu kinetoterapie. Exact. Și după care, pe termen lung ai un răspuns foarte bun. Și grosul pacienților sunt în această categorie. Deci vorbim de undeva la 2-3 din pacienți care se rezolvă numai prin metode conservative. Normal că dacă această durere a trecut o săptămână, 2-3 și încă mă macină, trebuie să iau acțiune și trebuie să mă duc la un doctor care să spună, bun, ce facem mai departe? Poate deci, bună, mi-aduc aminte, iertați-mă, domnule doctor, că vă întrerup, erau perioadele acelea de promovare a băilor. Da. Era foarte bine, Era foarte bună și sunt bune în continuare. Problema este că sunt insuficiente. Foarte mulți pacienți zic, bun, dar am fost la băile Felix de 2 ori pe an și totuși mă supără. Și întrebarea e, dar restul anului ce-ai făcut? Pentru că și mă duc în concediu de 2 ori pe an, dar sunt nervos și tracasat și agitat. Deci dacă tu în restul anului, în afara celor băi, n-ai făcut nimica ce ține de stilul de viață și de recuperarea ta medicală, nu merge. Deci tu trebuie neapărat să te întorci la ce au fost bunicii noștri, care au fost activi, mâncau sănătos, făceau multă mișcare fizică multă, sub diverse forme. Ori noi, în clipa de față, dacă continuăm să stăm la birou, trebuie să ne regăsim acea jumătate de oră pe zi în care să avem timp noi de noi, în care să alergăm, să ne mișcăm, să facem 2 km pe zi. Că la serviciu trebuie să mergem. Trebuie să mergem, nu putem renunța. Că asta ne-am ales. Poți renunța, dar asta ne-am ales. Adică e un compromis necesar și știi că altfel nu se poate. Dar jumatea de oră în care eu, măcar de 4 ori pe săptămână, 5 ori pe săptămână, mă mișc sub diverse forme. Că merg pe bicicletă, că merg grăbit. Deci nu plimbarea în parc avem nevoie de ea. Avem nevoie de o mișcare întârziată. Americanii au un fix, ei fac 1 milă pe zi de mers pe jos, toți sunt roboți, dar merg accelerat, deci ei nu se plimbă 1 milă, ei merg ca și când au întârziat. Această mișcare încordată de a mă coordona înseamnă musculatură implicată și înseamnă o altă postură și un alt tonus muscular. Deci nu e o mișcare relaxată, nu este o mișcare care trebuie să mă mișc repede, pentru că numai așa îmi reoxidez tot corpul și îmi retonific toți mușchii. Dacă eu mă plimb 1 milă pe zi, nu fac nimica, este o mișcare care se lasă pe articulații, pe urmă, ori asta nu vrem. Sedentarilor nu le va plăcea această discuție. Nu o să le placă, dar tot timpul apare la TVR reclama, nu mâncați gras, beți 3 litri de apă pe zi, mișcați-vă jumătate de oră. Când o vezi 10 ori pe zi, o ignori. Dar chiar așa este. Adică Problema este că toți vin și vor să scape de durere. E o rețetă simplă. Sport. Stil de viață. Stil de viață, care ce înseamnă sport? Hidratare corespunzătoare. Exact. Mănâncă sănătos, nu fi supraponderal. Adică mâncare, ce înseamnă mâncare, să mănânci și mâncare proaspătă. Să mănânci mâncare proaspătă și legume. Să mănânci limitele care consumi. Pentru că dacă tu stai la birou, un om de înălțimea mea, nu are nevoie de multă mâncare, că nu consumă multă energie, sigur. Dacă eu sunt corporatist și mănânc micul dejun cu o cafea cu lapte și am ieșit la prânz pentru o întâlnire și seara mănânc acasă, am mâncat mult prea multe calorii deja. Mai mult decât ai nevoie, sigur. Dacă eu sunt toată ziua în fabrică și nu fac decât să mănânc o parte în alta, tot nu ar calorii. Ori tu trebuie să mănânci cam cât arzi. Sub ce formă vrei, dar trebuie să stai în limita asta. Altfel se pune undeva, că asta este legea naturii, deci nu ai cum. Dar să trecem peste partea de prevenție, da, care până la urmă e la latitudinea fiecărui om, o face sau nu o face, dar mergem la zona pacienților bolnavilor cu durere cronică, operați de coloană, care continuă sau durerile reapar cu o intensitate foarte mare, nu scapă de ele, nici măcar o zi. Sunt ani de zile, da, de durere. Ce facem cu acești bolnavi? Pentru că, sunt nu vor, dintre ei nu vor reinterveni chirurgical și nici nu știu dacă este util decât o mică, un mic procent. Indicația de reintervenție este extrem de rară și extrem de rar indicată și cu consecințe bune. Pacienții reoperați sunt de departe pacienții cei mai nefericiți în clipa de față. De ce? Pentru că au modificarea anatomică irreversibilă și pentru că au opțiuni terapeutice din ce în ce mai puține. Ori ei, în general, sunt pacienți la mijlocul vieții și care sunt total de rămas de perspectiva vieților. Pentru că ei se uită la 30-40 de ani de viață sau 20 de ani de viață în care știu că durerea nu-i lasă nici ziua, nici noaptea, știu că nu pot funcționa, foarte mult sunt presionați medical că nu mai pot să facă nimica. Dau din picioare toată noaptea. Și toată noaptea sunt măcinați de durere, și devine... Eu tot timpul încerc să le explic că nu e vina lor, apropo de dacă simptom sau boală, deci au o boală în clipa de față și este o boală de familie, mai mult decât atât. Deci nu este o boală a pacientului, este o boală a familiei, pentru că acest pacient care nu este slab ca cea are această durere, ci pur și simplu se confruntă cu o problemă majoră, problema lui se revarsă pe întreaga familie. Sigur că nici ei nu se pot odihni, el se plânge într-una de durere pe bună dreptate. Sunt nervoși, sunt agitați, sunt deprimați, soțul sau soția resimt acest lucru. Unii chiar divorțează, ce să mai spun. Dar sunt probleme reale. Deci este o problemă de familie. În clipa în care un pacient operat merge prost, este o foarte mare problemă, pentru că, în primul rând, că încearcă orice îi se pune în față de disperare și, cum sunt multe insuccese, devin din ce în ce mai deprimați și mai dărâmați. La acest pacient, în mod primordial, o echipă multidisciplinară este esențială, pentru că nu poți altfel. Adică și făcute ca la carte lucrurile, vorbim de scăderea durerii la jumate de multe ori. Deci idealul de a nu avea durere nu există pentru ei. Și aici ajungem la procedurile mini-invazive pe care dumneavoastră le utilizați și vorbim de epiduroscopie, nu? Epiduroscopia și după aceea de neurostimulare medulară și mai este ceva, ca să le enumerăm și pe aceea le în principiu detaliem. Pentru populația tipică de pacienți operați, există un algoritm pe care trebuie să aplici și, în general, este bine să faci minimul de intervenții cu maximul de beneficiu. Și încerci, în prima etapă, să fii conservator, dacă se poate, dacă se permite pacientul. Și sunt proceduri, de exemplu, mă refer la Scrambler Therapy, în care, pentru componenta neuropată a durerii, care se practic un circuit nervos care descarcă în continuu durere, este acea durere tip arsură pe care mulți o resimt, dacă se poate să răspundă prin procedee strict gen fizioterapie, așa percepute de pacienți nu sunt. Scrambler Therapy este un procedeu de neuromodulare, de educare a creierului fără a fi invaziv, deci strict prin electrozi. Dacă pacienții nu răspund la acest procedeu, care necesită mai multe ședințe, încercăm noi prin procedee mini-invazive să ajutăm și începem cu cele mai simple. De obicei, în funcție de tipul de durere care au, pentru că durerea se cheamă sindrom post-laminectomie, durerea, boala postoperatorie de pe coloană. Este fie de cauză periferică, în care îi arde piciorul, sau doare foarte tare spatele, sau amândouă. Durerea, dacă are o componentă mare periferică, îi putem ajuta cu infiltrații simple ghidate, în care practic dezinflamăm cicatricea postoperatorie și îi redăm nervului oarecare mobilitate. Un procent de pacienți răspund la asta, alții nu. Acesta face radiologul intervențional? O facem noi. Terapia durere o facem mai departe și o fac și radiologii intervențional în clipa de față în România. Dar se introduce un gel, efectiv? Nu un gel, se introduce cristale de steroid care, practic, ce se întâmplă? Creează o concentrație foarte mare de medicație locală antiinflamatorie cu un răsune sistemic foarte mic. Deci medicația se topește în jurul rădăcinii nervoase inflamate, dar nu pleacă în corp să facă efecte secundare severe ca o medicație pe gură. Și un procent foarte mult de pacienți au un răspuns bun, dar temporar. Deci nu se rezolvați pe restul vieții. De obicei ajută niște luni de zile, 6, 7, 1 an, 2. Și repetă procedura, că nu are contraindicații. Se repetă cât timp nu devin prea dese, pentru că dacă le îndesești, ai efecte secundare ale steroidilor, care chiar dacă sunt local, sistemic pot avea efecte gen osteoporoză și alte lucruri de genul ăsta. Că macină oasele. Macină oasele în timp. Dacă răspunsul este mic și pacientul are un răspuns terapeutic scurt de o săptămână, 2-3, atunci varianta B este epiduroscopia, care este o mini-procedură intervențională, mini-chirurgie, ca să o descriem așa un pic mai complex, în care, practic, pacientul este ușor sedat, dar care încerc să navighezi cu un cateter și cu o cameră video aproape de patologia care crezi că este simptomatică. Pe unde intri cu acel cateter? Se intră pe gaura sacrală, deci, practic, exact pe la nivelul cozii. Am înțeles. Ca să vorbim pe înțelesul tuturor. Nu este dureroasă, este anesteziat local. Este anesteziată local, este o mică incizie de jumătate de centimetru și, practic, pacientul, ce am introdus noi nou în această terapie este faptul că îl ținem tras pentru a avea contact cu pacientul și a evita complicațiile. Adică aici în România, aici dumneavoastră, unde faceți, dar spuneți-mi Au început și cela să facă. Deci prima oară când am făcut acum un an cu spaniolii, ei totdeauna anesteziau general pacienții, deci îi intubau. Au avut complicații pentru că de multe ori țesutul cicatricial este foarte dens și nu vezi ce faci. Și dacă nu ai feedback de la pacient, există riscul să arzi un nerv. Și au avut complicații mici ca procent de un 5%, dar totuși cu consecințe serioase. 5% sigur, dacă te nimerești în procentul acela... Dar în aia 5, ai o problemă. Ai o problemă mare. Iar noi când am început colaborarea am spus, eu nu sunt chirurg anestezist, vă spun eu că pacienții informați și sedați cum trebuie, obțin toată informația care ne trebuie, ca să nu avem complicațiile pe care le descrieți. Iată că o procedură făcută în România a fost luată și de alte clinici occidentale de data aceasta. Da, chiar am fost încântat că am vorbit cu ei în toamnă acum și le-am spus și zic și noi facem la fel de atunci. Am rămas uimit și facem și noi același lucru pentru că ce te sperie cel mai tare este lezarea unui nerv. Când pacientul este treaz și confortabil, pentru că interesant este că acești pacienți care au dureri severe și care au fost operați de X ori, numai gândul că o să fie treaz în timpul operației panichează la maxim. Ori dacă ai răbdare să discuți, să le explici și să spui, uite ce se va întâmpla și îți garantezi că nu o să ai durere, dar vei avea numai o jenă și că ne trebuie informația ta, sunt toți foarte calmi. Și după operație toți zic, dom'le, dar nu pot să cred. Deci am stat cu minte o oră jumate și nu m-a deranjat și am comunicat. Dar deci epiduroscopia în România se face fără anestezie generală? Nu, se face cu o simplă sedare pe venă. Deci e foarte bine de știut acest lucru. E foarte bine pentru că pacienții se revin foarte repede, pleacă acasă după. Deci nu au constituția anesteziei generale și nu au riscul foarte mare asociat. În clipa de față avem peste 20 pacienți făcuți zonal, pentru că mergem și în alte țări și îi ajutăm pe colegi să învețe și nu avem niciun fel de complicații de genul ăsta. Și atunci intrați cu acest microcateter, navigați, până unde ajungeți? Ajungem în general, cu cateterul ajungi numai în zona lombară, deci nu ajungi în zone toracale. Deci poți să faci L2, L3, L2, poate și L1 ca și nivel de navigație la superior. Nivelul vertebrelor, la nivelul vertebrelor, L1, L2. Deci o iei de jos în sus și în funcție de patologie, marea majoritate a operațiilor sunt la nivel de jos. Deci sunt L5, S1, L4, pentru că acolo este zona maximă de stres și acolo apar herniile. Ajungeți fără probleme. Se ajunge fără probleme și încerci sub vizualizare directă și sub raze, cu ajutorul unui fiber laser, să dai drumul nervului. Deci să le libereze încât el să reculiseze la mișcările normale și naturale pe care trebuie să le facem. Rata de succes este în medicină este proastă, dar la opțiunile care le-au este bună. Ce înseamnă asta? Pacienții sunt bine într-un procent de 80%. Este foarte greu să justifici o operație când spui pacientului ai 80% reușită, 2% nereușită. În general, dacă te operezi de apendicită, ai 99% reușită. Dacă te operezi de colecistă, ai 99,9% reușită. Deci 80% dintre pacienți au un beneficiu pe termen lung. Au un beneficiu, adică durere. Adică durerea scade radical la jumătate și medicația care o scade sub jumătate. Deci calitatea vieților se îmbunătățește, da. Dar la 20% nu există răspuns. Este foarte important pacientul să știe acest lucru pentru că altfel vine în disperarea lui și spune fac orice și dacă nu răspunde, ce alternative am? E, șansa noastră în România, în clipa de față, este că începem să avem și noi standardele de afară și pentru cei care nu răspund, în acest 20%, apare neurostimulatură medulară. Vom vorbi și despre acest lucru, dar până atunci vreau să vă întreb, deci pleacă acasă în aceeași zi, se întoarce când la control? Ei vin înapoi, la 2 luni de zile se trage linie, deci la 1 lună vedem și în general la 2 luni evaluăm a ajutat sau nu a ajutat, suntem bine sau nu suntem bine. Deci nu mai necesită o altă monitorizare. Nu am nevoie după de nimic, deci pur și simplu este iar un confort. Recuperarea medicală, nu stau în spital deloc. Nu am nevoie să stea în spital, deci efectiv vin de acasă, pleacă acasă. Cât durează procedura în sine? E o întrebare bună, durează variabil. În general, între o oră jumate, 20 până la 3 ore. Și depinde de complexitatea pacientului, de ceea ce găsiți acolo. Exact. Ideal ar fi să o faci cât mai repede. Deci ideal este dacă pacientul vine și are simptome radiculare sau centrale să intervini în prima. Ce cazuistică aveți pe epiduroscopie? Adică câți pacienți, în medie îmi spuneți, nu vă cer un număr, ați tratat până acum ca să-mi dau seama de fluxul de pacienți? În general, sunt cam, în clipa de față avem cam 20 ceva de pacienți la care am intervenit, care, raportat la 1 an și ceva de activitate, este un număr relativ mare. E adevărat că sunt în România o mare parte, dar sunt și în zonă, pentru că mai merg și în alte țări și fac parte din același grup de cazuistică. O mare parte e problema financiară, pentru că e o procedură, nu-i decontată de casa de asigurări și automat costurile înseamnă sunt foarte mari de consumabile și asta întârzie dorința de a încerca în acest zonă. Cam cât 1.000 de euro, 1.500? Cam 1.500 de euro. Cam 1.500 de euro. Păi, oamenii să știe la ce se așteaptă, ce cheltuială presupune. Și dar e o cheltuială globală, nu presupune alte cheltuieli, nu? Nu, este o singură fie upfront, deci nu ai alte cheltuieli de făcut, nu ai alte cheltuieli ascunse. Așa, cei care nu răspund, ca să intrăm, ca să apucăm să vorbim și despre neurostimularea medulară, deci acei 20% care nu răspund epiduroscopiei, deci vorbim de pacienții, repet, care au avut probleme pe coloană, au fost operați. Nu au fost operatorii. Da, au cicatrici și durerile sunt intense. Continuă. Prima opțiune este epiduroscopia. 80% răspund la tratament pe termen lung și își îmbunătățesc calitatea vieții, scade intensitatea durerilor, de obicei la jumătate, acum depinde de pacient. Și mai mult de atât. Și mai mult. Exact. Este o veste foarte bună. Adică pot să spun că din lotul de pacienți care am făcut până acum, la neurostimulare a ajuns numai 1. Deci, practic, dacă vă gândiți ca la o piramidă, la pacienții acestea, foarte puțin ajung sus, pentru că nimeni nu vrea să ajungă neapărat acolo, dar dacă n-ai încotro, faci și pe asta. Dar ei au fost întrebați, dacă nu aveți un răspuns suficient, putem accesa următorul nivel de terapie și foarte mult s-a spus, suntem foarte bine așa, mai avem dureri și gene, dar sunt tolerabile și putem funcționa. Și atunci nu preferă. Exact. Ce înseamnă neurostimulare medulară? Asta este ultima opțiune terapeutică. De fapt, este penultima. Ultima ar fi implantul de pompă de morfină în coloană. Dar penultima, neurostimulatorul, care în clipa de față, la nivel mondial, sunt câteva sute mii de pacienți implantați. Deci vorbim de o populație foarte mare și care îți dă, sunt 6.000 de pacienți implantați la nivel mondial, îți dă o imagine asupra populației operate pe coloană, pentru că grosul pacienților cu neurostimulatoare sunt pacienți operați. O populație foarte mică de pacienți sunt cei fără operații, de coloană și cu alte indicații. Deci ce înseamnă? Puneți dar, practic, este un electrod care se ghidează în spațiul epidural, deci în canalul spinal, în partea dorsală. Îl băgați acolo, îl montați acolo. Este implantat acolo și fixat acolo definitiv. Mă rog, se poate să extrage la nevoie. Și, practic, se face un trial de 1 lună de zile în care, dacă pacientul folosind neurostimulatorul este bine, se convertește electrodul care este extern într-un electrod intern, se implantează cu o baterie pe care o poartă, exact ca un pacer cardiac, îl poartă în flanc sau în feesă, și funcționează fără probleme cu o telecomandă pe care și pornește și îl oprește la nevoie. Păcălește creierul. Păcălește creierul, pentru că ce face acest electrod stimulează anumite căi nervoase exact pe acea zonă pe care pacientul are durerea. Deci se face tot cu sedare minimă. Pacientul trebuie să spună când este stimulat dacă durerea se suprapune exact pe zona dureroasă. Deci tu îl ghidezi încât centrii pe care tu îi stimulezi, de care sunt de altă natură decât de durere, vor stimula exact acea zonă. Creierul, în mod obligatoriu, va prelua informația care se pare mai importantă și va ignora durerea, va fi preocupat de stimularea pe care o simți în locul durerii. Deci, practic, tu înlocuiești durerea care este ca o arsură inițială cu o durere ca o apăsare, ca o mică furnicătură, ca atunci când te lovești la cot, dar ceva confortabil și care nu deranjează. Repet, o populație mare de pacienți cei operați, dar nu sunt numai ei. Deci sunt cam 8% din patologia care are neurostimulatoare în clipa de față, dar în scurt timp o să punem neurostimulatoare pentru dureri de cap, care sunt debilitante, dureri de tip cluster au nevoie de așa ceva, sunt pacienți cu angină pectorală care au nevoie de neurostimulator. Deci nu doar pentru durerea de spate. Dar sunt decontate de stat de Casa de Asigurări? Asta a fost marele succes, ca să spun, al nostru anul ăsta, că am avut foarte mult suport din partea profesorului Iana la universitar și împreună cu doctorul Copaciu am reușit să punem pe dată programul național de neurostimulare, care nu e o chestie mică, e o victorie. De ce? Pentru că e un device foarte scump, care n-ar putea fi suportat de pacient sub nicio formă, pentru că vorbim de 10.000 de euro. Deci pacientul vine la Spitalul Universitar din București, este evaluat, se face un dosar medical, exact, este evaluat, și beneficiază pacientul asigurat. Pacientul asigurat, corect. Da. Deci trebuie să aibă adeverință de salariat. Sigur, să facă dovada, sau pensionar sau, da, sau copil, elev, exact, bine, exact. Ei de obicei, slavă Domnului. Care avem, deci deja am început programul anul ăsta, avem câteva luni de funcționare, provocarea majoră care o avem este cu echipele din teritoriu, pentru că pacienții vin de foarte de departe, ori ei ar trebui urmăriți ca evoluție și ca recuperare, mai ales și psihologic, în zona de unde vin ei. Aici este o provocare foarte mare. Dar totuși avem și puțini specialiști. Dumneavoastră sunteți, spuneți că nu sunteți singurul, dar... Problema este că trebuie o echipă în spate, adică un om nu face nimic fără o echipă în jur și dacă nu ai această echipă multidisciplinară, care poți să ai o parte psihologică de suport, o parte de recuperare medicală, nu o să iasă. Acești pacienți au nevoie de suport analog, pentru că ei brusc își capătă speranța, dar nu trebuie să renunțe, să lupte, să se reintegreze în societate, să își caute de servici din nou, să fie funcțional în jurul familiei și acasei, pentru că altfel nu au durere, dar ei trebuie să se reintegreze. Dar până la această terapie de neurostimulare medulară pot fi parcursă multe alte terapii și cu mult succes pentru foarte mulți dintre ei, și reținem această notă și așa terminăm, domnule doctor. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vreau să vă spun că ne puteți găsi și pe site-ul televiziunii, ne puteți găsi și pe Facebook. Sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez o seară excelentă. La revedere!